Spunea Sfântul Serafim Rose. Vom fi nevoiți să ne ascundem în pustie. Scopul ascunderii în pustie nu este doar păstrarea vieții noastre pământești, ci acela de a câștiga timp spre a ne întări sufletele pentru încercarea finală. Așadar, fuga în munți despre care ne-au vorbit și alți sfinți părinți. Este la rândul său o pregătire, o etapă. De fapt, o pregătire pentru o altă etapă de după, dar pentru fuga în pustie ne pregătim cumva sau trecem direct de pe asfalt în adâncul codrilor. Cumva este o ispită a gândi că putem trece de la traiul de oraș. Contrerupătoare, robineți, frigidere deștepte, aragaze, ce ți indică digital temperatura, la virgulă. Și hipermarketul la 15 minute de mers pe jos. Către traiul în pustie. Poate fi o ispită, prea mulți dintre noi nici nu mai sunt în stare să se deplaseze fără GPS. Și își bagă capul în laț, pentru că nu s-au pregătit. Evident, nădejdea în bunul Dumnezeu, deci, în primul rând, rugăciune, însă pentru cei ce încă n-au înțeles că este nevoie și de o leacă de pregătire, iată. Supraviețuiește în grup, în grupuri mici. De ce trebuie să fim uniți și nu dezbinați? Trăim vremuri cum niciodată nu au mai fost în istorie. Este un cumul de greutăți pe spinarea omenirii la scară mondială. Toată lumea noastră modernă se sfărâmițează în fața noastră. Economia cade, oamenii rămân fără locuri de muncă și avem o criză alimentară globală. Nu mai rezistă mult structura noastră economică și, după cum știm din istorie, imediat după sau chiar în timpul unei crize economice mondiale vine și un război. Care este deja. În paralel, oamenii sunt mai adânc nemulțumiți. S-au strâns șurubul prea mult, iar totul o să răbufnească. Într-o astfel de situație, putem să ne așteptăm la ce este mai rău, într-o anarhie globală, în care oamenii se răscoală împotriva conducerilor statale, se lasă cu vărsare de sânge. Să nu uităm, însă, că asta se și vrea, până la urmă. Pentru cei din umbră, care se îmbracă în cerșetori pe stradă, dar care sunt bogații lumii, cu adevărat banii sunt o unealtă. Ei au creat lumea modernă, ei ne-au ademenit în ea. Tot ei vor să ne crească și copiii. Ei spun că ne hrănesc. Ei ne dau bani, ei sunt stăpânii, sau așa vor să fie. Și tot ei vor distruge toată construcția lor provizorie cu ajutorul nostru iar ceea ce va urma după momentul mult așteptat de ei va fi încoronarea Salvatorului, cel pe care oamenii îl vor alege din inima lor, cu toată iubirea lor, și îl vor uita. Va chiar urâ pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos și pe toți care nu se vor închina Salvatorului. Oamenii s-au înrăit peste măsură când se va apropia vremea venirii lui Antichrist, se va întuneca mintea omului de toate patimile cele trupești, ale curviei, și foarte mult se va înmulține credința și fără de legea. Atunci omul va deveni de nerecunoscut, schimbându-se fețele oamenilor, și nu se vor mai cunoaște fețele bărbaților de ale femeilor. Pentru nerușinata îmbrăcăminte și a părului de pe cap, atunci se vor schimba obiceiurile și tradițiile creștinilor și ale Bisericii. Curăția va pieri de la oameni și va stăpâni fără de legea. Minciuna și iubirea de argint vor ajunge la cel mai înalt grad și va fi vai de cei care vor aduna bani. Curviile, preacurviile, sodomiile, hoțiile și omorurile, în vremea aceea vor fi pe toate drumurile. Așa spunea Sfântul Cuvios Nila Tonitul. Oamenii din vremea aceea se vor înrăi ca niște fiare sălbatice, fiind înșelați de anticrist nu vor da respect părinților și celor mai bătrâni, iar dragostea va pieri. Niciodată omul nu a fost atât de rău la o scară atât de mare, nici când se închina la zeități păgâne, la draci. Omul a ajuns la fel de rău ca un diavol. Este rece, fără sentimente, inuman. Iubește nedreptatea și urăște adevărul. Nu toți oamenii sunt așa. E adevărat. Încă mai există speranță. Într-o lume în care nu va mai predomina legea, fie ea umană și proastă, astfel de oameni vor fi pericol public. Despre ce fel de supraviețuire vorbim? Supraviețuirea adevărată nu va însemna doar să putem trăi în pădure, ca în perioade de pace, Ce vom fi ascunși. Vom sta ascunși, fiind vigilenți la fiecare mișcare noastră și vom fi pregătiți oricând. Să ne părăsim tabăra la nevoie, căci oamenii vor ajunge să se vâneze între ei, urându-i îndeoseb pe creștinii ortodoxi, pentru că îl mărturisesc pe Hristos cel adevărat. Codrul va fi ca un frate al nostru, el ne va hrăni și adăposti. Dacă știm cum să ne folosim de ceea ce ne oferă pădurea, putem trăi, nu murim de foame, nici de frig. Pentru noi a făcut Dumnezeu pădurea. Trebuie să fim uniți și să ne rupem ușor-ușor de lumea modernă. Va veni timpul când oamenii vor pleca în munți, dar să nu vă duceți câte unul. În păduri și munți să mergeți în grupuri mici. Așa spunea arhimandritul Gabriel. urge baze. Tocmai acum trebuie ca familia și prietenii să fie uniți, să muncim împreună și să ne ajutăm unii pe alții pentru vremurile care vin adulții din puținul lor timp liber pe care l au să învețe câte ceva care îi pot ajuta la supraviețuire. Un membru al familiei poate învăța să vâneze, altul poate învăța plantele medicinale, altul meșteșuguri din lemn și așa mai departe. Astfel fiecare, dacă știm câte ceva, împreună, ca un grup, putem răzbate. De unul singur, unul singur nu poate răzbate. Fie va muri, fie își va pierde mințile. Trebuie să fim uniți. Cea mai mare greșeală este să credem că putem supraviețui acestui apogeu al răului de unii singuri. Acest lucru este fals și dacă am fi super pregătiți. Soldați de comandă care cunosc pădurea ca în palmă, tot nu e suficient. Grupul face diferența întotdeauna. Un singur individ este limitat din punct de vedere fizic și al timpului. În condiții normale, un om poate trăi singur în pădure, însă ceea ce vine acum nu este normal. De aceea, când va veni vremea, trebuie să fim uniți într-un grup și să supraviețuim cu familia și prietenii apropiați, de preferat împreună și cu un preot sau călugăr. Grupul este important nu doar pentru partea fizică, ci și pentru partea spirituală și psihologică. Trebuie să ne susținem unii pe alții moral. Să rămânem în dragostea creștin-ortodoxă, să nu cădem în ispite de șarte și să facem lucruri împotriva firii. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu vom trece peste această etapă. La Lavrentie de Cernigov spunea, va fi un asemenea război de mare încât atât de mulți se vor pierde că vor rămâne foarte puțini care vor supraviețui. Dar cei ce vor rămâne nu vor putea scăpa decât dacă se vor adăposti prin cărbăturile pământului și prin peșteri. În acest război se vor distruge atâtea state încât până la urmă vor rămâne doar două sau trei. Atunci ei se vor hotărâ să-și aleagă un singur împărat. În ultimele timpuri, la sfârșit, va începe prigoana împotriva adevăraților creștini care vor trebui să scape fugind. Dacă orice altă rudă sau prieten, din păcate, nu vrea să vină, să rămână cu credința lor și cu valorile lor, noi, ca și creștini, nu trebuie să așteptăm o astfel de salvare, un singur împărat, un astfel de împărat fiară, fără al cărui semn ni se va zice că nu putem cumpăra sau vinde. Pe noi ne salvează Dumnezeu. Nu trebuie să ne fie frică de moarte. Pentru că Sufletul este veșnic, iar dacă murim pentru credința noastră, atunci ne vom mântui. Tot Sfântul Lavrenti de Cernigov ne avertizează. Bisericile vor fi deschise, dar creștinul ortodox, trăitor, viu cu Sufletul, nu va putea intra în ele să se roage, căci în ele nu se va mai aduce jertfă fără de sânge a lui Hristos. În ele va fi toată adunarea satanică. Și iată că pentru aceste fără de legi, Pământul nu își va mai da roada sa și va fi o secetă așa de mare, încât pământul va face așa niște crăpături că va putea să cadă omul în trânsele. Când bisericile vor fi împodobite și pline de abundență, mai multă decât era înainte și când vor fi oameni fericiți că a trecut apocalipsa, etapa a supraviețuirii, noi să nu ne alăturăm lor, că nimic de pe lumea asta nu sunt ale noastre ce atunci să fugim și mai în adâncul pădurii și să stăm și mai feriți de oameni. Va veni vremea când oamenii să nebunească și când vor vedea pe cineva că nu nebunește, să vor scula asupra lui, zicând că el este nebun, spune Sfântul Cuvios Antonie cel Mare. Din păcate, tocmai acum când oamenii ar trebui să-și deschidă bine ochii și să vadă ce este în jurul lor, parcă se îngrijesc tot mai mult de lumea modernă, iar familia parcă e din ce în ce mai dezbinată.